Maurice Druon, Racla de sticlă. Din întâmplare, castelul avea două aripi, ceea ce îngăduia celor doi frați să nu se vadă niciodată. Erau gemeni, nu falși gemeni născuți din două ovule diferite. Aveau exact aceeași talie, aceeași boltire a șirei spinării, același craniu chel și galben. Își frecau cu același gest mâinile lor cu degete ascuțite și aceeași răutate născută sălășluia în amândoi. Erau, într-adevăr, așa cum se aflau la capătul ultimei ramuri a arborelui familiei Palucel, cei doi sâmburi ai unui singur fruct, gemeni monozigoți, așa cum îi numește știința. Ciudățenia cazului lor ținea de faptul că se urau. Contele n-a putut ierta niciodată marchizului de a se fi prezentat pe vremea comunei lor nașteri într-o poziție uterină ușor mai favorabilă. El n-a putut înțelege niciodată că, deși văzuse lumina zilei cu 3 ore înaintea fratelui său, i s-a hărăzit, timp de 77 de ani, o situație de frate mai mic. Cât îl privește pe marchiz, acesta îl detesta pe conte pentru că era protestant. Acești doi celibatari bătrâni erau produsul unei căsătorii secrete, cum se fac destul de des în Provence, între catolici și hughenoți, spre disperarea celor două familii, resemnându-se cu greu să-și unească fata lor cu cea mai bună partidă din Provence. Familia de Pinot a pus condiții și a încheiat cu familia Palucel un aranjament onorabil. Primul copil va fi botezat după ritul roman, dar al doilea avea să fie educat în credința reformată. Gemenii nu și-au ales deci ei religia respectivă. Le-a fost atribuită, ca și titlul, conform rândului la naștere. Totuși, nu încetau să scoată din toate astea motive de a creală unul față de altul. Duminica, marchizul mergea la biserică, iar contele la templu. Nici în timpul săptămânii nu se vedeau mai mult. Fiecare avea propria sa sufragerie și proprii săi servitori. Pentru a se izola mai bine, au închis camerele de recepție, care formau corpul central al locuinței lor, iar obloanele rămâneau ferecate cu anii. Acest castel, construit în epoca cea mai favorabilă a secolului al XVIII-lea, exact înainte de războiul de 7 ani, de un Teodor de Palucel, care se îmbogățise cu comerțul de negri în Louisiana, conținea comori. Gustul acestui strămoș cam parvenit de felul lui, pentru mobilele foarte sculptate, marchetăria complicată, mătăsurile grele, portretele înalte cu panglici albastre, pentru tot ce se făcea mai scump și mai nou pe vremea sa, se transformase la urmașii săi mai întâi în gust pentru opera de artă și pentru piesele rare și, în cele din urmă, în veritabilă manie de colecționari. Puteau fi văzute intrând când în aripa de est, când în aripa de vest, lăzi care veneau de la Montpellier, de la Paris, chiar din Germania sau Italia, la care nimeni, afară de destinatar, nu era admis să le privească conținutul. Căci gemenii mai aveau această trăsătură comună, că nu primeau niciodată pe nimeni. Cât privește gospodărirea indispensabilă a averii lor în indiviziune, care trebuia să revină în întregime ultimului rămas în viață, nu comunicau între ei decât prin mijlocirea personalului. Dar nu încetau să se spioneze. Erau atinși de aceeași afecțiune hepatică, care le dădea identica lor culoare de lămâie uscată și se așteptau unul pe altul să se îngroape. Cel mai mic socotea că, dacă e vorba de dreptate, de vreme ce a fost înșelat la naștere, moartea îi datora o reparație și nădăjduia în fiecare zi să devină, în sfârșit,
ultimul marchiz legitim de Paluselle. Un calcul de o neprevăzută grosime, blocând canalul biliar, îl lipsi de această ultimă bucurie. Primind înștiințarea despre decesul său, 72 de veri și verișoare risipiți pe întinsul Franței nu se putură împiedica de a zâmbi și de a începe să facă întunecate socoteli. Niciunul dintre ei nu fusese vreodată la Paluselle, dar toți aveau destulă fantezie pentru a-și imagina castelul așezat în mijlocul livezilor de măslini, îndopat de jos până sus cu capodopere, în care trăiau doi bătrâni nebuni fără copii și nepoți. Unul din bătrânii nebuni era mort, celălalt dădu curând de știre despre el. Verișorul de Cardaillon fu cel care primi întâiul la Grenoble o scrisoare de la marchiz. Scumpul meu văr, îi scria acesta, v-aș fi recunoscător dacă veți binevoi, îndată ce vă va fi cu putință, să-mi faceți o vizită la Paluselle. Am de luat o importantă decizie despre care aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră. Prezentați omagiile mele verișoarei și primiți asigurarea mea, etc. Domnul de Cardaillon, om de 50 de ani, friguros și înțepat, cu părul sur periat cu grijă îndărăt și purtând pantofi lungi de 6 ori pingeliți, își petrecea zilele făcând evaluarea exactă a portofoliului său de valori, totalizând produsul arenzilor, controlând carnetul de cheltuieli ale casei, numărând cârpele în odaia cu albituri și usturoiul din cămară, nu din neîncredere, ci din nevoia de a cunoaște exact ceea ce poseda. La primirea scrisorii, zise soției sale, ți-am spus întotdeauna, scumpa mea, fratele lui era cel care avea un caracter imposibil. Acum că Marc Antoine e singur, dorește numai decât să se apropie de noi. Doamna de Cardaillon nu încetase de aproape 30 de ani de a fi în doliu. Ea a născut, s-a copt și a îmbătrânit, îmbrăcată în negru. Era grasă, impulsivă, autoritară. Cărnurile sale răsuflate se agitară în mijlocul dantelelor funebre. Ordonă soțului ei să ia trenul numai decât. În timpul călătoriei, domnul de Cardaillon se lăsă în prada unor visuri pline de fleacuri. Speranța de a face într-o zi numărătoarea tuturor tablourilor, pendulelor, farfuriilor pe care le adăpostea castelul vărului îl îmbăta și deja întrevedea posibilitatea de a mobila casele fetelor fără a fi nevoit să se despoaie de mobilele strânse în podul casei sale. Un servitor tăcut îl precedă pe domnul de Cardaillon pe scara de serviciu. Îl conduse printr-un coridor în întregime tapetat cu acvaforte și stampe. Împinse o ușă. Deodată, privirea vizitatorului fu atrasă de o cutie lungă de sticlă, așezată pe un pat lui XV. Îmbrăcat cu damasc de culoarea coacăzei, care strălucea blând în umbră. Cutia de sticlă adăpostea o moartă. O foarte drăguță moartă de 16 sau 17 ani, în întregime goală. Pielea era de culoarea ambrei, ca a creolelor. Părul buclat la marginea frunții bombate se desfășura apoi negru pe umerii plăpânzi. În jurul genelor plecate, umbra era dulce. Gura, deși luase aceeași nuanță ca și restul corpului, păstra în desenul ei o senzualitate de fruct. Iar îmbălsămătorul încremenise trupul cu forme perfecte, într-o fericită nepăsare, cu un braț ușor îndoit pe pântece. Numai degetele de la picioare rămăsese răzgârcite, mărturii ale unei ultime rezistențe și ale unei ultime spaime în momentul trecerii în veșnicie. Domnul de Cardaillon era în așa măsură fascinat de sicriul de sticlă, încât nu și-a auzit gazda intrând și tresări ca un copil prins cu o greșeală. N-a vrut gazda să pronunțe frazele amabile pe care le pregătise.
Fericit de a vă vedea, scumpul meu văr, zise Marc-Antoine de Palucel, frecându-și mâinile sale cu degete ascuțite, cu mare repeziciune, ca și cum ar fi vrut să facă să țâșnească focul din ele. Sunteți, dacă nu greșesc, cea mai apropiată dintre rubedenii și, după toate aparențele, voi părăsi lumea înaintea dumneavoastră. M-am gândit să vă institui legatarul meu universal. Domnul de Cardaillon rămase cu gura ferecată și ochii fixi. Omisese să protesteze, așa cum se cuvenea într-o astfel de împrejurare. Ei, verișorule, nu vă gândiți la asta, o să ne îngropați pe toți. Celălalt continuă. Trebuie numai să te avertizez că testamentul va comporta o clauză secretă, care nu poate fi dezvăluită decât după decesul meu, și că trebuie să vă angajați de pe acum să o respectați. Angajamentul înscris, bineînțeles. Nu vă cer un răspuns pe loc. Trimiteți-l în 15 zile notarului meu, maestrul Torcasson, la Lunel. Iată de ce doream să vă văd. Marchizul nu-și poftise vărul să ia loc și nu-i oferise nici cel mai mic sirop sau vermut. Porunci să fie condus pe aceeași scară de serviciu. Perplex, domnul de Cardaillon se reîntoarse la Grenoble. Niciodată, strigă grasa doamnă de Cardaillon, când ascultă relatarea vizitei. E o capcană. Putem ști ce va mai inventa acest bătrân nebun din răutate cu clauza sa secretă? Ne va obliga să păstrăm propriul său cadavru gol în mijlocul salonului nostru? Sau va pretinde să ne despărțim? Sau ne va porunci să creăm nu știu ce ospiciu care va costa de două ori mai mult decât ceea ce ne va lăsa? Să nu primești cu niciun preț! Domnul de Cardaillon petrecu o săptămână foarte penibilă. Apoi, deoarece își asculta totdeauna soția, notifică notarului refuzul său. Al doilea personaj, chemat la Palucel, fu canonicul de Mondez. Sosea din Marsilia, încântat de a fi avut ocazia unei călătorii. Era un omuleț mic de tot, aproape tot așa de bătrân ca și marchizul. Avea craniul acoperit cu un puf, ca un pui ieșit din ou, într-o epocă neprielnică, și era nemărginit de distrat. Abia asculta ce-i spunea vărul Marc-Antoine și tot răspundea, dar desigur, cum să nu înțeleg? Îl iubeați atât de mult pe scumpul dumneavoastră frate, trăiați atât de uniți. Se plimba încolo și încoace fără încetare, cu mâinile înfundate în buzunarele sutanei sale, ale cărei poale le ridica și le lăsa ca niște mari aripe amenințătoare pentru porțelanuri. Apoi, apropiindu-se de sicriul de sticlă, a, ce drăguț corp de ceară aveți aici, verișorule! O piesă foarte rară! E o lucrare franceză? Dar când marchizul i-a atras atenția că admira un corp veritabil, canonicul exclamă, Ah, Doamne! Și-și acoperi ochii cu mâinile. Zadarnic marchizul de Palucel voi să vorbească despre clauza secretă. Canonicul dădu din mâini în semn de refuz și plecă imediat, ca și cum s-ar fi aventurat din greșeală în dormitorul diavolului. A fost nevoie ca maestrul Torcasson să-i scrie la Marsilia pentru a primi refuzul său înscris. Săptămâna următoare și-a făcut apariția perechea de tineri însurăței, Chulet de Longpoix. Soțul era magistrat la tribunalul din Lodev. Soția sa, o brunetă mititică cu fața rotundă și drăguță, râdea cu ușurință. Servitorul taciturn îi despărți la piciorul scării de serviciu. Numai magistratul fu introdus la marchiz. Vizita fu tot așa de scurtă ca și cele precedente. Dar în clipa când soții Chulet de Longpoix se pregăteau să plece cu trăsura închiriată de la gară, servitorul reapăru și, rugând pe tânăra femeie să-l urmeze, o conduse la marchiz. Acesta, cu ochii săi lucioși de fiere, examină pe tânăra verișoară, adresându-i totodată câteva cuvinte banale. Apoi, luând-o de mână, o atrase lângă patul cu damasc
de culoarea coacăzei și îi spuse: "Pot să vă rog să vă dezbrăcați?" Tânăra femeie scoase un urlet și alergă spre scară, în timp ce în spatele ei bătrânul Paliusel exclamă: "Nu, vă înșelați cu totul, verișoară, nu v-am explicat." Mai vorbea încă în timp ce ea era deja în trăsură. "Să plecăm, să plecăm imediat, am să-ți povestesc mai târziu," spuse ea soțului. "Ce? Ce s-a întâmplat? Racla? Racla de sticlă?" "Da, asta, racla. Tocmai la ceea ce mă gândeam, cred că am să refuz. E, într-adevăr, prea neliniștitor." În lunile care urmară, continuă defilarea. Boiernași, burghezi, toți care nu știau cum să facă rost de zestre pentru fetele lor, celibatari înstăriți, militari de carieră, diplomați, făcură la rândul lor vizita de moștenire. Toți veniră nutrind aceleași iluzii și plecară cu aceeași senzație de coșmar. La început, marchizul însoțea plecarea lor de un ușor rânjet. Acum nu mai zâmbea. Devenea nerăbdător și redusese la 8 zile timpul acordat pentru a răspunde notarului. S-a observat că nu făcea propunerile sale testamentare decât bărbaților dintre rubedeniile sale, dar că totuși dorea adesea să cunoască și nevestele sau fetele. "Vrei să știi părerea mea? E un sadic care își caută victima," afirmă în cursul unei mese de familie o verișoară cu imaginație, care se socotea versată în problema nevrozelor. "Un sadic post-mortem, dacă pot spune așa, se servește de momeala averii sale pentru a atrage pe unul sau altul dintre noi în vreo dramă atroce care se va desfășura după moartea sa. Cel care va accepta va fi sau complet inconștient sau teribil de curajos." Curajosul se prezentă. Era al 39-lea pe lista de rudenie. Se numea Hubert Martineau. O criză de malarie care l-aruncase brusc pe patul său dârdâind, delirând, cu o febră de 41 de grade, tocmai îl salvase în săptămâna precedentă de sinuciderea la care se gândea. La 28 de ani păpase deja o avere considerabilă. Jumătate la mesele de joc și jumătate în dezastruoase negustorii. Fusese părăsit de 2 femei egal de iubite, care avuseseră printr-o întâmplare nenorocită revelația acestei diviziuni a inimii. Era de asemenea un pic opioman. Trebuie să se împrumute de la portarul hotelului, de bani pentru voiaj. "Și chiar dacă aș fi semnat un pact cu diavolul," explică el la întoarcere, "chiar dacă mi-aș fi luat angajamentul, împing lucrurile până la absurd, să mor în anul care va veni, ce-mi pasă? Nu mai am nimic de pierdut. De altfel o să mă lămuresc repede, moșulică e deja cu un picior în groapă." 3 ani și jumătate i-au trebuit marchizului Marc-Antoine de Paliusel ca să bage și celălalt picior. Cardaiani, Chulet de Longpois, Mombrel, verișoara expertă în nevroze, canonicul și toți ceilalți primiră din partea maestrului Torcasson o convocare pentru deschiderea succesiunii. Fură cu toții surprinși de această invitație. N-au comunicat oare că renunță? Și nu s-a aflat oare că micul Hubert Martineau, acest descreierat, evident, acest jucător de cărți, acest păcătos, căruia îi se va întâmpla într-o zi o poveste urâtă, a acceptat? Doar dacă nu cumva testamentul era lovit de nulitate. Poate avea să se procedeze la un partaj, pur și simplu. Lăcomia de parale le creștea din nou în inimă, ca pirul după cosituitul fânului. Biroul maestrului Torcasson n-a primit, de când există, atâta lume dintr-o dată. Toată verișorimea era îngrămădită pe scaune improvizate ca la o vânzare la licitație. În ciuda perdelelor lăsate, căldura era nimicitoare. Doamna de Cardaillon se topea sub vălurile ei. Hubert Martineau întârzia, era culmea. Un picior, plin de nerăbdare, bătea din când în când în pământ. În sfârșit, Hubert sosi într-o mașină lungă, sport.
În rest timp, existența sa se transformase cu totul. Devenit o partidă frumoasă datorită situației sale de moștenitor prezumptiv al averii familiei Palucel, se căsătorise cu fata unui puternic curtier de la bursa din Paris. Soția sa, o femeie perfectă, avusese asupra lui cea mai bună influență. Îl ajutase să se dezintoxice. Îi dăruise un fiu. Se avântase din nou în afaceri, de data asta cu succes. Acum că era confortabil instalat în viață și prezida 3 consilii de administrație, nu mai voia să riște. Și iată că sosea scadența. Mai multe presupuneri tragice se învălmășeau în sufletul său. Mirat de a găsi o atât de numeroasă asistență, Hubert salută pe cei de față și, din cauză că nu mai era niciun scaun, se așeză pe pervazul ferestrei. Doamnelor și domnilor, începu notarul, țin mai întâi să vă rog să mă scuzați de a vă fi impus acest voiaj obositor. Dar răposatul dumneavoastră văr, deși ați comunicat cu toții prin mijlocirea mea, afară de unul, refuzul, a stipulat în mod expres, într-un codicil, că dorea să fiți prezenți la citirea testamentului său. Notarul făcu o pauză și reluă. Domnul Hubert Martineau. Hubert tresări ușor. Da, făcu el. Mai sunteți hotărât să acceptați moștenirea marchizului? Ținând seama de clauza pe care n-o cunoașteți încă? Fu un moment de tăcere în care toți verii își înghițiră saliva ca în timpul coborârii cu telefericul. Cum? Aș mai putea să refuz? Își spuse Hubert, văzu privirile care îl pândeau. Era asemeni cu jucătorul de cărți care se întreabă la un banco enorm dacă ține sau abandonează. Respectul omenesc cel mai absurd, amestecat cu raționamente de jucător adesea dezamăgitoare. Sunt în pasă bună, o să meargă, îl făcu să răspundă notarului aparent cu mare calm. Desigur, accept. Orice s-ar fi întâmplat datorită acestui testament, 3 ani de fericire. Atunci, domnule, zise maestrul Torcasson, desfăcând o unică hârtie. Iată actul care vă privește. Acesta este testamentul meu. Las vărului meu, Hubert Martineau, toate bunurile mele, mobile și imobile, cu condiția formală prin care și-a luat angajamentul de a o îndeplini, și anume de a-și lua numele de Palucel și de a-l purta de acum înainte împreună cu toate titlurile legate de el. Aceasta este, adăugă notarul, voința secretă a testatorului, care dorea ca numele strămoșilor să nu se stingă odată cu el. S-a auzit doar un "Aaa", destul de ascuțit, scos de grasa doamnă de Cardaion. Ceilalți membri ai familiei au reușit să se stăpânească. Domnul Chulet de Lampoix, mușcându-și fina sa mustață, arunca soției sale priviri furioase, iar nenorocita ființă se simțea vag vinovată, fără a ști pentru ce. Am avut dreptate când am spus că era un sadic, spuse între dinți verișoara expertă în nevroze. Era o poveste în stare să bage zâzanie în mai multe familii, să grăbească adulterele, să inspire copiilor dispreț pentru părinți, să despoaie adevăratele sentimente pe care acești oameni le nutreau unii pentru alții. Erau 20 de ani asigurați de reproșuri, de certuri, de răspundere aruncate la o parte, de uși trântite în case cu fațade respectabile. Dacă n-ai fi fost atât de nerod, sărmane prieten, să refuzi moștenirea Palucel, ce spui? A fost după sfatul inteligentei tale mame. Și ca toate astea să ajungă în mâinile acestui om de nimic, ale acestui aventurier care nici nu e măcar din lumea noastră. Ah, sigur, nu mai risca să cadă în uitare numele de Palucel. Hubert Martineau zâmbea cam prostește, strângea mâini dușmănoase care ar fi avut mai mult poftă să-i strângă gâtul decât degetele. Canonicul de Monde întrebă pe notar.
Și ce e cu cadavrul lipsit de rușine pe care marchizul îl avea în salon? Ați putea să ne explicați, maestre? Ei bine, domnule canonic, după cum am putut reconstitui lucrurile, cred că corpul acesta a fost adus din Louisiana de către marchizul Teodor, acum 2 secole. O femeie de acolo pe care a o iubit-o cu pasiune și care, moartă fiind, a provocat sentimente stranii, continuă notarul, trăgându-l pe canonic la o parte. Pe vremea când erau încă copii, ultimul marchiz și fratele său, Gemen, au descoperit într-o zi, jucându-se, acest sicriu de sticlă a zvârlit într-un pod al castelului. N-au spus nimănui nimic și atunci când îl moșteniră de la tatăl lor, în indiviziune, după cum știți, marchizul profită de faptul că acest sicriu nu era înscris în inventarul general pentru a pune mâna pe el. Dihonia, care a dezbinat pe acești domni de Palustel timp de mai bine de 40 de ani, avea poate aici originea sa profundă. Fapt e că nici unul, nici altul nu s-au căsătorit niciodată, iar predecesorul meu în acest notariat mi-a afirmat chiar că n-au, cum să spun, în fine, mă veți înțelege, domnule canonic, pentru că atunci când se găseau în fața unei femei, aveau obsesia moartei și n-au întâlnit niciodată una care să-i semene de ajuns. Ah, ce curios, ce curios, zise canonicul. De ce nu s-au făcut preoți atunci, măcar cel care era catolic? Notarul dădu din umeri într-un gest de neștiință. Oricum, termină el, povestea e înmormântată, e chiar cazul să o spunem. Când duceau sicriul cu marchizul, cioclii au lovit racla de sticlă, care s-a spart, iar corpul pe care l-ați văzut s-a pulverizat pur și simplu. Se pare că așa se întâmplă cu cadavrele îmbalsămate de multă vreme. Rămășițele au fost puse într-un cufăraș și depuse în cavou.